Vlad și Cătălin au transmis în această seară pe Antena Play mesaj către un grup de susținere pentru pachetul trimis. A spus Vlad că le mulțumește și pentru mesaj, dar e cam scurtuț. I-a întrebat de ce au scris așa în sărăcie de data aceasta. Au mulțumit de asemenea pentru pozele primite. Tot Vlad spunea că acest grup are niște oameni mișto, ca și ei de altfel, pentru că altfel nu i-ar fi susținut. În rest, spuneau că ei sunt foarte bine, că trăiesc, supraviețuiesc. Era un mesaj în stilul lui Vlad. Probabil l-ați mai auzit pe Antena Play vorbind așa. Are el o manieră aparte. În ceea ce îi privește, spuneau că sunt ok, că nu a luat casa Buftea foc din cauza lor. Cătălina spunea că a spart ceva, dar e în regulă. Vlad a continuat că rezistă casa. Nu a explodat din cauza atâtor certuri și că ei rezistă și sunt bine.